România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și una dintre cele mai importante pentru generația noastră. Pacea, prieteni, e cea mai importantă valoare a lumii noastre și cea mai stabilă în ultimii zeci de ani în această parte de lume. Indiferent de problemele pe care le-am avut aici sau de cum am trăit sau de neînțelegerile dintre noi, ne-am bucurat de pace. Până acum, când amenințarea unui război la câteva sute de kilometri de granițele României vine din ce în ce mai aproape. Rusia a anunțat ieri că armata a pus pe biroul președintelui Putin mai multe opțiuni pentru operațiuni militare la granița ucraineană. Rusia acuză NATO că se apropie foarte tare de zona respectivă, iar Putin spune, citez, asta este o amenințare reală. Sunt luni bune de când Rusia a adus peste 100.000 de soldați în zona respectivă, iar date noi arată că tehnică militară și soldați din Orientul Îndepărtat vin acum către zona vestică. NATO la rândul i-a trimis tehnică militară în Ucraina și instructor și toate țările din alianță și-au arătat sprijinul pentru această țară sub amenințare. De aici pornește discuția noastră de astăzi, la care l-am invitat pe Arman Goșu, expert în spațiu rusesc. Bună ziua, bine ați venit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Să vă spun câte ceva despre invitatul meu înainte de a lansa întrebările. Arman Goșu este absolvent al Facultății de Istorie din București, șef de promoție, are un doctorat în istoria Rusiei, susținut la Universitatea din Moscova, a fost cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, este conferențiar la Universitatea din București la Facultatea de Științe Politice, unde predă cursuri despre trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al Rusiei și al Uniunii Sovietice. Un, cum se spune în spațiul rusesc, kremlinolog, nu? De fapt, asta este... Sovietolog, kremlinolog, rusolog astăzi. Rusolog, da. O să vă arăt pe parcurs și una dintre cărțile lui Arman Goșu, un om care se bucură de foarte mare respect în a analiza spațiul acesta. Bun, acum toată lumea o să întrebe. Imediat vin și cu întrebările pentru înscrieri. Da, vă rog o secundă de răbdare, dar am două întrebări la domnul Goșu înainte. Deci, de aici pornim. Toată lumea se întreabă același lucru. Cât de aproape suntem de un război? Adică, ne jucăm? Ne amenințăm? Sau e o treabă foarte serioasă? Nu, e ceva foarte serios. N-am fost niciodată după 1991, după prăbușirea Uniunii Sovietice, atât de aproape de un război. Tensiunea este mult prea mare, e greu de identificat o soluție pentru a ieși din această tensiune în care, practic, principalul actor, cel care a generat această criză, Putin, să poată da un pas înapoi, în același timp să-și salveze obrazul. Avem dubii, Arman Goșu, că Rusia este agresorul aici? Nu există niciun dubiu. Ucraina singură nu a mutat tancuri, trupe la granița cu Rusia, nici nu intenționează să atace Rusia, Occidentul, nici el, Occidentul e foarte departe, iar această marotă a propagandei rusești care spune că NATO se apropie de granițele Rusiei, se pregătește să atace Ucraina, poate fi foarte ușor, cum să spun, demontată. Gândiți-vă, NATO pe tot flancul estic a mutat după 2014, adică după ce Rusia a anexat Crimea și a început războiul în Donbas, în total 8.000 de militari. Sunt 3.000 în țările Baltice, 4.000 în Polonia și aproape 1.000 în România. Cine își poate închipui că NATO cu 8.000 de militari poate să atace Rusia, care doar în Crimea are 30.000 de militari? Haideți să facem în felul următor. 0372 069599. Îl repet, vă aștept la această dezbatere importantă. 0372069599 cu credințele, părerile, analiza și întrebările voastre, da? Și puteți să ne spuneți oricând ce părere aveți despre următoarele. Cât de aproape credeți că suntem de un război în apropierea granițelor României? Puteți să ne spuneți că ne și înșelăm. Oricum, puteți să vă spuneți părerea așa cum o vedeți din știrile și analizele zilei. Ce părere sau ce poziție ar trebui să aibă aliații noștri în fața cererilor Rusiei, da?
E și asta una dintre întrebări, adică cum să se poarte întreaga societate occidentală din care facem parte. Și hai să întrebăm și asta, că e foarte important, ce așteptați de la autoritățile române în actualul context? Nu uitați că, culmea, avem un general în fruntea guvernului, singurul general român care a mers vreodată la un război, adică chiar a participat la scene de luptă, să spunem așa. Ce trebuie să facă România în această situație și cum să se comporte, da? Și, sigur, ce înseamnă omenește vorbind perspectiva și frica de război? 0372069599. Imediat, Cristian, știu că ești acolo, mai am o întrebare pentru domnul Goșu. Haideți să vedem așa, de fapt, ce vrea Rusia în toată întâmplarea asta? Adică ce-ar satisface-o astfel încât să ne lase în pace? Există un obiectiv strategic, un obiectiv major al Rusiei, care e foarte nefericită cu acest aranjament global de securitate de după războiul rece. Rusia consideră că este în mod nedrept penalizată pentru că Uniunea Sovietică s-a destrămat fără să fie militar înfrântă. Și Rusia cere respect, sunt câteva cuvinte importante în limbajul diplomatic rusesc, uvajenie, respect. Rusia spune că nu este respectată, Rusia spune că nu este ascultată, Rusia spune că nu îi se acordă atenția cuvenită. Și concret, în cazul Ucrainei, Rusia spune că, și aici ne întoarcem la documentele publicate, postate pe site-ul Ministerului de Externe rus din 17 decembrie, spune că Ucraina și nicio altă fostă Republică Sovietică nu trebuie să fie admisă în NATO, că NATO nu mai trebuie să se îndrepte către Est și că toate modificările, toate aceste trupe, spuneam foarte puține, în total sunt vreo 8.000, care au fost mutate pe flancul estic, care a fost consolidat după ce Rusia a anexat Crimea și a amenințat Donbasul, toate acestea ar trebui să se retragă la nivelul, adică, mai 1997, adică înainte de carta NATO-Rusia. Adică să plece și din România militare americană, nu? Adică să plece și din România militare american și nu doar din România. În România sunt foarte puțini, dar să plece din Polonia, unde sunt vreo 4.000, să plece din țările Baltice, unde sunt vreo 3.000. Nu doar militari americani, militar NATO, pentru că sunt canadieni, sunt britanici. 0372069599. Suntem deschiși, cu liniile deschise, procedăm la discuție. Salutare, Cristian, l-am pierdut pe Cristian. Salutare, Valentin, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit, într-adevăr, mă numesc Valentin Ignat. Este o problemă foarte, foarte tensionată la granița cu Ucraina, de fapt nu numai la granița cu Ucraina, putem spune, ci în flancul estic al NATO, flancul estic care cuprinde absolut toate țările. Țările care făceau parte din blocul, fostul bloc al de la Varșovia, fostul bloc estic. Și cum văd eu situația aici, este, Rusia în acest moment este cam cum era Germania, exact cum a spus și domnul Goșu, cam după tratatul de la Versailles. M-auziți? Da, te ascultăm. Așa. Cumva Rusia are o poziție revanșardă acum, pentru că a pierdut cumva războiul rece în concepția lor, fără să existe o confruntare directă pe câmpiile germane, așa cum visau Andropov și alții. Și după ce s-a terminat experimentul economiei liberale al lui Elțin, Putin cumva, ajutat de caghebiștii bătrâni din jur, a vrut cumva să revină cu Rusia unde era URSS înainte sau Imperiul Țarist. De aceea, cred că este momentul copt propice pentru ei de a începe cumva, de a cere cumva ceea ce au pierdut cu URSS, forțând nota, așa cum au forțat-o și în 61 și în criza rachetelor. Rusul știe de o treabă, de forță. Cu ei nu se poate negocia decât dacă îi accepti condițiile. În rest, totul se rezumă la forță. La forță. Serios? Militară brută. Stați că avem... Stați un moment, Valentin, că e interesant. Nu se poate negocia cu Rusia, Armand Goșu? Adică există un istoric al proastelor negocieri? Așa sunt ei croiți? Ați trăit acolo, ați lucrat cu ruși? Cum sunt ei? Acceptă negocierea sau bat cu pumnul lămas? Depinde de interesul. E foarte dificil de negociat cu rușii. Americanii au exercițiul negocierilor cu rușii de-a lungul războiului rece.
Rușii nu negociază dacă n-au niciun interes. Rușii negociază doar atâta vreme cât speră că își pot promova anumite interese prin intermediul negocierilor. În condițiile în care cred că negocierile nu îi ajută, atunci le blochează și apelează la alte arme din arsenal, adică presiuni economice, presiuni politice sau presiuni militare. Aici Valentin cred că are dreptate. Cred că, nu știu, a simțit sau a citit că, într-adevăr, cu rușii mai degrabă nu poți negocia decât poți negocia. Sunt foarte puținele, sunt foarte, foarte puține situațiile în care poți negocia cu rușii. Valentin, așadar, crezi că va începe un război? Nu. Și am să vă spun de ce nu cred că va începe un război. Război în accepțiunea unui război de scară largă, bănuiesc că vă referiți dumneavoastră. Nu practic un conflict, să zicem, iarăși zonal, încă o regiune din Ucraina puțin ciocănită, cu proxiuri și așa mai departe. Din punct de vedere a unui război de scară largă, nu cred, pentru că sunt convins că, exact ca în 1961, americanii NATO vor apela, vor uza, practic, la a-și demonstra forța. Cum spuneam atunci, dacă va fi nevoie, vom ocupa autostrada care leagă Berlinul de vestul Germaniei, în caz că rușii vor forța cu o divizie 2-3, de cât va fi nevoie ca să le arătăm rușilor că suntem în stare să le opunem și să-i dominăm. Cred că la fel se va întâmpla cât de curând, Biden se va trezi până la urmă, vor realiza administrația respectivă că în fața rusului nu merge cu povești nemuritoare, cu negocieri, cu uitat în sus la stele, ci pur și simplu e nevoie de divizii. Cum spunea Stalin, cine e papa să negocieze? Câte divizii are în spate? Să înțeleagă toată lumea. Deci, tu vezi o posibilitate să stea față în față soldați ruși cu soldați americani? Sau da, NATO? Asta da? o văd. Asta o văd. Și se va plana cumva treptat, vor începe asta, concesiile pas cu pas. După asta merită o explicație. Mulțumesc, Valentin. Imediat o să trecem la Cristian. Știți că dialogurile între ei sunt un pic mai lungi, de-aia vă solicit răbdare la fiecare emisiune de genul ăsta. Armand Goșu? N-aș merge pe varianta asta. Rusia se ferește de NATO, iar NATO nu are nicio obligație juridică formală față de Ucraina, pentru că Ucraina nu este stat membru NATO. Dacă Ucraina este ajutată în acest moment de către occidentali, e ajutată cu arme, îi se vând arme și instructori canadieni sau britanici, avem informații de la fața locului că aceștia există. Deci, dar nu, nimeni nu va sări să intervină militar în ajutorul Ucrainei dacă Ucraina este atacată de Rusia. Nimeni din spațiu NATO, adică nu vor fi trupe nici românești, nici americane, nici de altă natură acolo. Cristian, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Va fi război? Ce crezi? Bună ziua, domnilor. Nu cred că va fi un război genul convențional și v-am sunat ca să vă spun observațiile mele despre modul în care, n-am fost niciodată în Rusia, modul în care se comportă rușii în timpul lor liber. Și anume, am fost în câteva vacanțe în destinația preferată a rușilor, și anume în Turcia, Antalya. Așa. Și am observat cum se comportă, la modul că ei tot timpul se bagă în față. Tot timpul. N-am știut asta. Ei, văzând chestia asta, am început să mă bag și eu în fața lor. Se uita urât și după aia dădeau în spate. Deci cam ăsta este, cred eu, sau superficial vorbind, modul de comportament al unui rus obișnuit. Adică el se bagă până peste tine. Dar dacă te bagi în fața lui, dă înapoi. Înțelegi? Da, înțeleg. Asta la turism, nu știu, am aici un expert care a trăit în Rusia. Acolo, poți facă ce vor. E o societate agresivă? Stai un pic, Cristian, că e interesant de văzut. Stai că îl întreb și pe Armand Goșu, care a trăit la Moscova. Okay. E o societate agresivă? Da, e un... sunt niște oameni agresivi. Aici are dreptate. Parcă recunosc și eu momente și scene de pe străzile Moscovei cu rușii care se împing în tine pe stradă. Au un tip de agresivitate specifică. Adică tu îți dai seama după cum merge pe trotuar în fața ta la 100 de metri că e rus sau nu e rus. Și atenție, tipul ăsta de agresivitate nu-l găsiți la Chișinău sau în alte republici foste sovietice. E specific Moscovei.
E un tip de superioritate sau... Exact. Exact, cam așa. Da, foarte interesant. Și lucrul ăsta l-am văzut și la copii. Deci au același, cum să vă zic eu, același stil de a se de a sări pe ceilalți. Atâta timp cât sunt lăsați, bineînțeles. Păi, interesant. O a doua chestiune este faptul că nu va avea loc un război. Și a treia chestiune este că România ar trebui să umble un pic ca în filmele acelea western, când cei care participau sau intrau într-un bar, intrau puțin cu paltonul dat într-o parte să vadă pistolul. Adică chiar dacă avem noi un pistol mai mic, dar să se vadă că l-avem, dacă mă înțelegeți. Și mai este un aspect, că nu trebuie să fii neapărat mare ca să fii de neînvins. Sunt pasionat de un anumit joc pe consolă, și anume World of Tanks, lumea tancurilor. Așa. Și întotdeauna tancul cel mai mare, da, este atacat de unele mai mici. Și într-un minut sau două s-a dus naibii. Da, știu eu dacă merge ca la jocuri aici. Apropo... Nu este ca la jocuri, dar nu este neapărat ca la jocuri, dar vreau să spun că De cine fugi mai repede? De cel pe care îl vezi sau de un roi de albine? Adică un roi de albine îți poate cauza niște daune destul de mari. Dacă e unit... Eu acum am o curiozitate. Stai o secundă alături de noi. Armand Goșu, dacă are loc o invazie asupra unor teritorii ucrainiene, e invazie din asta ca pe vremuri cu tancuri? Adică se intră acolo cu tehnologie, cu... Nu, cu siguranță, nu, după 2008, 2008 războiul din august împotriva, războiul de 5 zile, războiul împotriva georgienilor, a fost ultimul mare război de tip clasic purtat de Rusia. Problema cu ofițerii ruși, ofițerii superiori ruși, generalii ruși, e că ei învățau la academiile militare după planurile asediu Berlinului din martie-aprilie 45. Ori, practic, întreaga lor paradigmă de atac e din al doilea război mondial. Între timp a fost reforma lui Serdiukov, academiile militare și ele au mai au updatat cursurile și am văzut, cel puțin în cazul operațiunii din Crimea, că rușii s-au modernizat și din punct de vedere tactic. Ori, în acest moment, nimeni nu așteaptă, nici ucrainienii, nici rușii, nu o să facă, nici occidentalii din NATO, nu așteaptă un război de tip clasic. Adică Rusia ține pe frontieră 100.000 de oameni, sunt mii de tancuri acolo, ai avioane pe aerodromuri, dar un atac clasic unde să pleci asupra capitalei Kiev nu se va întâmpla. De ce? Pentru că există riscul războiului de partizani. Ori Ucraina, amintiți-vă, din cel de-al doilea război mondial a fost un teritoriu, ea și Belarus, în care au fost luptele de partizani, au fost foarte dezvoltate. Doi, chiar 100.000 sunt prea puțini militari. Deci ar fi nevoie de un efort de război mai mare, de o capacitate mai mare a Rusiei. Ori, în cazul ăsta, hai să ne uităm la tipul de operațiuni care au loc. Vor fi niște lovituri, foarte probabil niște provocări speculate de ruși, generate de ruși, speculate de ruși, în zona Donbasului. De ce? Pentru că Donbasul, cele două republici populare, Donetsk și Lugansk, acolo sunt armate, sunt corpuri de armată, sunt 20-30 de mii de oameni localnici, care sunt bine înarmați, bine antrenați, printre ei sunt mercenari Wagner, care sunt extrem de eficienți, care au exercițiul războiului. Deci, pe frontul de luptă propriu zis, se vor desfășura operațiuni de mică amploare, între câteva mii de militari și oameni foarte bine antrenați, care au făcut război în Siria, care au făcut Venezuela, care au făcut Libia, care au făcut Africa Centrală. La tipul ăsta de operațiuni să ne așteptăm, evident aici Cristian are perfectă dreptate, nu vom asista la un război clasic, exclus așa ceva, invazie. Cristian, mulțumesc, spor la treabă. Interesant analiza plecând de la personalitatea rusului. Rudolf, salutare, bine ai venit la 0372069599. Azi vă întrebăm, domnule, cât de aproape suntem de un război cu Rusia și ce, da, adăugat și asta, ce așteptați de la autoritățile din România? Rudolf a venit, salutare! Bună! Eu am locuit 3 ani în Ucraina, am avut ocazia să lucrez acolo din 2016 până în 2019
Și cred cumva că vorbim prea puțin despre ce au reușit ei în anii ăștia. Ucraina e o țară care a avut mari deficiențe în 2014, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Est și cu Crimea. Ei, între timp, au o armată care e cât de cât funcțională, au o structură de comandă. Asta a fost o mare problemă, incapacitatea de a reacționa la evenimente la momentul respectiv. Și chiar au reușit ceva ce nu știu câte țări ar fi putut face, să reziste practic unei presiuni foarte, foarte mari și economice și militare din partea unui fost, mă rog, stat prieten, adică mie cunoscuții de acolo sau prieteni de acolo mi-au spus foarte clar, în primele 3 luni nu am crezut ce spune televiziunea noastră de stat. N-am știut ce se întâmplă și poate că asta a fost și cea mai importantă lecție pe care Kremlinul a dat Occidentului la momentul respectiv, capacitatea de a purta un război informațional, sigur, într-un teritoriu pe care îl controla, fiindcă presa ucraineană era 50%, cred, în limba rusă sau mai mult, dar e un lucru care îl fac în continuare în toată Europa, să exercite această forță și nu știu dacă întrebarea e dacă va fi un război. Eu cred că suntem într-un război în Kiev. Dacă te plimbi prin zona centrală, cred că poți să mergi 10 minute pe lângă un zid pe care pe 5 sau 6 rânduri, dacă nu mai mult, sunt doar fotografii ale morților din ultimii 6-7 ani. Adică e un conflict cât se poate de real existent. Și mie câteodată mi se pare că România sau statul român nu le ia în serios. Suedia, cred că săptămâna trecută a ridicat nivelul de alertă a trupelor și a trimis trupe pe Gotland. După ce s-au trezit cu niște drone deasupra centralelor nucleare, exact, unul dintre momente. Exact. Dar spunem că... România abia dacă reușește să-și cumpere 2 fregate în Marea Neagră, unde e învecinată cu o linie de război, pe unde a trecut un crucișător, un distrugător englez în ape teritoriale ucrainiene pe care rușile sau Kremlin le revendică. Da? Am o curiozitate. Stai o secundă alături de noi, că ai pomenit armata ucraineană. Și Armand Goșu a făcut o referire mai devreme la luptătorii mercenari din spațiul estic al Ucrainei și am zis, sunt curios să aflu de la voi, mai ales că tu ai experiența acolo și ne explică și Armand Goșu, cine sunt militarii ucrainieni? Sunt o armată bună de elită sau o armată de recruți, de oameni tineri duși la oaste? Bun, eu n-am experiența directă, ceea ce e oarecum de favoarea mea, dar din ce am citit, vorbim de niște trupe care sunt mult mai bine pregătite decât în 2014. Sunt mai multe divizii acolo, pur și simplu sunt tineri care... sentimentele patriotice îi determină să plece pe front. Sunt tineri luptători. Ce povestesc despre acel zid, sunt 14.000 de morți. În fiecare zi, eu mă mai uit la știri din Ucraina, la televizor, în fiecare zi anunță morți. Mai sunt lupte, mai sunt răniți. Deci vă dați seama că este o traumă a întregii societății ucrainiene. Acest război este, nu e un conflict înghețat acolo, este un conflict deschis, sângerează practic acest corp politic care este Ucraina și există, cel puțin la nivelul tinerii generației, am văzut o dorință de a lua revanșă. Asta a și determinat Ucraina să investească foarte mult în modernizarea armamentului. E drept, până în acest moment nu avem o confirmare că armata ucrainiană a crescut major capacitatea de luptă, dar din micile testări pe care le-au făcut ucrainienii de arme noi, de pildă, vă amintesc, la începutul octombrie, dronele turcești Bayraktar s-au dovedit extrem de eficiente și sunt comentatori care apreciază că Putin a reacționat foarte agresiv acum și vrea să încerce o rezolvare, cu ghilimele, pentru Rusia problemei ucrainiene, tocmai pentru că se teme că armata ucrainiană, crescându-i capacitatea de luptă, ar putea să dorească să-și ia revanșa, iar încă Rusia este suficient de puternică, de bine înarmată, din punct de vedere tehnic, capabilă să înfrângă armata ucrainiană. Rudolf, pentru că dacă mai așteaptă 1-2 ani,
Ucraina s-ar putea să nu mai poată fi bătută și atunci, într-adevăr, Rusia să aibă o foarte mare problemă, pentru că, atenție, ce se întâmplă în Donbas acum, în aceste săptămâni, sau cu Ucraina în aceste luni, se va deconta în politica internă din Rusia, unde Putin, chiar dacă aparent stă bine în sondaje, nu uitați, mai sunt 2 ani, în februarie 2024 vom avea alegeri prezidențiale. Și va fi el un transfer va avea de 72 de ani atunci. Rudolf, e un sentiment patriotic puternic în Ucraina? Adică lumea vrea să meargă să lupte din ceea ce ai văzut? Da, există sentimentul ăsta. S-au făcut și sondaje mai recent legate de disponibilitatea de a lupta. Nu e atât de mare pe cât ai aștepta, dar clar există o disponibilitate mai mare de a merge pe front și de a lupta decât a existat acum 6-7 ani. Și asta a fost unul din efectele pe care Putin nu și le-a dorit, acela că ucrainienii s-au trezit ca națiune. Eu am cunoscut acolo inclusiv oameni care au servit în armata militar de carieră, au servit în armata sovietică și erau mândri de, mă rog, uniforma lor sovietică. Erau în rezervă între timp, dar s-au reîntors pe front în armata ucraineană și au reușit mental și identitar să distingă cele două lucruri, să spună da, așa e, armata mea a fost cea sovietică, ea nu mai există în forma aia, dar asta nu mă împiedică cu nimic să lupt pentru Ucraina și să pun în aplicare ce am învățat acolo. Deci e și foarte complicat pentru oamenii de acolo, adică să-și asume identitatea asta sau a fost complicat să o construiască. Au avut acolo mare neîncredere în propriile lor elite politice, de înțeles, ca și în România, da? Fiindcă, ce să spunem, nivelul de corupție a fost foarte mare. Plătesc acum ucrainienii și pentru faptul că foarte mulți ani după despărțirea Uniunii Sovietică n-au avut o orientare pro-occidentală, cum a avut România. România a avut aici un instinct foarte bun, adică populația în general a avut un instinct foarte bun. Noi am avut rate de acceptanța a Uniunii Europene, aderări la Uniune și la NATO foarte mari, pe care Ucraina nu le-a avut niciodată. Și plătesc pentru asta, fiindcă, practic, reforme pe care România le-a făcut încet și chinuit, și știm toți cum le-a făcut, după anii 2000, Ucraina nu le-a făcut niciodată, sau abia le face de 6-7 ani, poate, sub o presiune extremă. Și plătesc și pentru asta, da, plătesc pentru asta că nu s-au reorientat din timp. N-au crezut foarte mult timp că vreodată Rusia ar putea deveni, un dușman până la urmă. Foarte interesant ce ne povestești de la fața locului, cum ar veni din experiența ta de trăitor acolo. Ți mulțumesc tare mult, Rudolf, ne sunase 0372069599. Căutăm, da, și punctul vostru de vedere asupra modul în care ar trebui să reacționeze România. Sebastian, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua invitațiilor dumneavoastră. M-ați nimerit pe subiect. Yeah. Sunt din armata României. Sunt un grad destul de mic. Ok. Și ce vă pot spune, că reacția României este una de carton. Am participat la misiuni internaționale. Depindem de americani, depindem de toți ceilalți din alianță. Noi nu suntem decât niște numere, suntem fix acolo, singurul nostru avantaj, ca să zic așa, suntem doar, suntem strategic. Suntem într-o regiune strategică, suntem la granița cu Rusia, pe Marea Neagră, în rest, nimic deosebit. Suntem doar la număr. Ce să vă spun? Unde lucrez eu, gândiți-vă că un mecanic conductor trebuie să conducă 12 taburi, unul singur. Cum adică să conducă 12, că nu înțeleg? Avem 12 taburi, este încadrat un singur mecanic conductor. Gândiți-vă într-un caz de alarmă, de alertă, de război, cum conduce omul ăla 12 taburi. Nu e personal, asta spui, că nu e destul personal într-o situație de genul ăsta. Da. Și în toate structurile, indiferent că e de la ultimul militar până la cel mai mare. Aha. Și plus de asta, nu suntem așa de bine remunerați, nici măcar nu suntem pe salariu minim,
ca să poți să zici, mă duc la război. Las familia acasă și mă duc la război. Bine, România a mers la război în Afganistan, e adevărat? Am fost. Ați fost? Am fost și acolo. Dar dacă nu era indemnizația aceea specială pe care ne-o plătește NATO, nu mergeam nicăieri. Și aia ne-am dus ca să ne avem și noi un viitor, să poți să-ți iei o casă, să poți să-ți faci, și cei care știu despre ce vorbesc. Dar acolo, pe un front de luptă, în Afganistan, bănuiesc că lucrurile s-au îndreptat. Adică ați avut în mare ce vă trebuie, știu eu, și ca număr, da, și ca tehnologie. Am avut, într-adevăr, dar am avut, pentru că suntem parteneri NATO, nu știu cât de mult a cotizat România la treburile astea, doar că ceilalți parteneri s-au folosit de noi. Adică, un american are un preț, un român are un preț pe câmpul de luptă. Da, bănuiesc că valori, dacă la salarii sau solde... Nu salarii, referi, nu, da, salarii, da, ca om. Ca om, aha. Ca om. Da. Înțeleg în mare ce spuneți. Acum, eu nu știu dacă noi, ca stat, și aici mă adresez mai rămâne... Deci, ca să mă scuzați, ca da, să o tranșăm într-o direcție, să zic așa, noi nu avem cu ce reacționa, noi nu avem nimic, ceea ce s-au cumpărat sunt doar praf în ochi, ca să zică lumea că avem și noi ceva, sau am fost împins în afară, trebuie să faci niște achiziții ca să-ți oferi protecție dumitale. Aha. Ca stat. Tehnologia pe care o aveți la dispoziție, da, nu e din ce... Da. Păi gândiți-vă că eu unde sunt la un batalion de top. Este considerat vârful de lanță al armatei României, că așa ni se titrează pe peste tot. Avem încă tabu din 79. O să avem și ce să faci cu ele? Unde să te duci? Da, bănuiesc că nu în Ucraina. Acum nu în Ucraina. Ce să faci când oamenii au acolo tehnologii mult mai avansate ca noi, și rușii, și ucrainienii, este într-un fel. Da. Stai o secundă alături de noi, că eu cred, Armand Goșu, acum mă adresez dumneavoastră, că okay, România nu va da în sine un răspuns care să includă trupe, sau cel puțin nu în momentul ăsta. Ok, aștept. O secundă. Nu, da. Evident, România nu are niciun angajament internațional care să oblige să intervină în ajutorul Ucrainei. Iar un cazul foarte puțin probabil în care Rusia va ataca România, România ca stat membru NATO, intervine articolul 5 și vin aliații în ajutor. Problema este că România, și aici mă îngrijorează ce spune Valentin, România este obligată, conform tratatelor NATO, să se apere câteva zile până ajung pe frontul românesc, nu? Să zicem, hai să zicem, din Crimea poți să ai un atac în Dobrogea, da? Bun. România okay, este obligată să aibă, să achiziționeze echipament militar, să aibă soldați instruiți ca să facă față unui atac, să zicem, în zona Dobrogei. Pentru că cu autostrăzile românești, cu, mai degrabă cu lipsa lor, cu viteza pe căile ferate din România, vor trece cam 5-6 zile ca ajutoarele americane din Germania sau tancuri sau echipamente militare de acolo să poată fi deplasate pe calea ferată până în Dobrogea. Asta în condițiile în care se ia imediat o decizie de ajutorare a României. Deci, dacă lucrurile stau, cum spuneți dumneavoastră, și n-am motive să vă contrazic, înseamnă că România nu poate rezista 5-6 zile unui atac concentrat, să zicem, în Dobrogea. Am dat exemplu Dobrogea, dar poate să fie în Moldova, deci, în altă parte. Asta mă îngrijorează, asta înseamnă că România nu respectă, nu, și s-a obligat să respecte, odată ce a aderat la NATO, nu, niște tratate, niște convenții militare. Da, aici depinde și de resurse, probabil. Te rog, Sebastian, da. Da, dacă mă ascultați. Deci eu, după părerea mea, la ce avem noi, nu cred că rezistă o zi. Dacă nu avem sprijinul partenerilor, care să așa... Deci gândiți-vă că rușii trag după un submarin 20 de rachete, punctele strategice din toată țara, puncte de comandă, tot ce este. S-a terminat cu România. Da, avem un scut la dispoziție, să știți. Nu știu cât este... Un scut, deci, care enervează este... foarte tare pe ruși. Prezența lui aici a fost mereu un punct complicat în relațiile noastre. Dumneavoastră ascultați ceea ce vi se spune.
cât este de operațional. Adică când s-a montat în România scutul acela, rușii la 2-3 zile au spus: puteți să puneți ce vreți, că noi avem tehnologia să combatem ce a spus dumneavoastră acolo. Da, bun. Sigur, e posibil adevărat, dar eu întotdeauna am semne de întrebare mai curând asupra declarațiilor Rusiei în ceea ce privește capacitatea sa. Ok. Da. Ideea este felul următor, ca să da. Fac o concluzie. Dacă pe noi nu ne ajută nimeni, noi suntem zero. În afară de poziția strategică pe care o avem, noi suntem zero. Și ca armată, și ca tot. Și ca resurse, și ca tot. Deci gândiți-vă că decât câteva modernizări ce s-au făcut, de veselul că au avut americanii interes, Cogălnicianu că au avut interes, la Cincu, unde s-au făcut tot așa câteva investiții, în rest, noi ca stat român, suntem la decembrie 2000, mă scuzați, suntem în decembrie 1989. Mulțumesc tare mult, Sebastian. Bine, le-am furat și motorina la un moment dat. Astăzi s-a mai întâmplat un necaz. Premierul general este acuzat de plagiat. Contează asta în momentul ăsta, Armand Goșu? Adică... Contează, pentru că suntem într-un război. Războiul de astăzi, nu mai războiul de acum 2000 de ani. Se purta pe uscat, pe apă. Mai războiul pentru mințile oamenilor. Ori, e un război al prestigiului, e un război care se duce mult prin intermediul propagandei, fake news-ul. Ori, e foarte important ca tu să ai poziții clare, pentru că e vorba de capacitatea unui stat de a riposta, reziliența la... Ori, în condițiile în care tu ai clasa politică care o ai, dacă armata română e, cum spuneam mai devreme, Valentin, aia chiar e mai mult decât îngrijorător, ori... E vorba să mobilizezi. Cum poate... Dați-mi exemplu, vedeți vreun lider politic din România capabil să facă altceva decât să citească bâlbâi de pe monitor niște texte inepte scrise într-o limbă de lemn de niște consilieri tembeli? Dar astăzi... În caz de război, e dramatică situația. Atunci chiar trebuie să ai niște lideri politici autentici care să-ți poată mobiliza țara. Dar astăzi nu avem nici măcar această discuție, adică nu sunt declarații, partea română e absentă aproape din această discuție. A fost președintele Iohannis cu declarații în fața ambasadorilor la întâlnirea consulară din fiecare an și a zis: domnule, vrem mai multe trupe americane în România, asta e necesitatea, stăm alături de Ucraina. Și cam asta e singura declarație, singura fierbere în spațiul românesc, nu? Dar de ce? Ori trupe americane, după 2015, când președintele Iohannis participa la summiturile NATO, ni s-au promis, nu, și actualul ministru de externe, care a consiliat la Cotroceni și miniștri și prim-miniștri, toată lumea se întorcea de la summituri, nu pretinzând că am reportat nu știu ce victorii colosale. Că acum se află că, de fapt, lucrurile stau mult mai rău. Deci, la noi, dacă e să comparăm cu ceva, mai degrabă cu 1940, când s-a produs un colaps al statului român, al structurilor lui și o criză teribilă de încredere a populației în clasa ei politică. Ori, lucrurile sunt dramatice. Deci până să vină rușii, noi ar trebui să rezistăm, să ne rezolvăm alte probleme. Hai să facem așa, o să prelungim un pic emisiunea de astăzi. Sunt cu Armand Goșu, expert în spațiul rusesc, conferențiar la Facultatea de Științe Politice din București. Valentin e acum la telefon. O să mai luăm telefoane și după publicitate imediat. Salut, Valentin! Vă salut! Din păcate, ce a zis antevorbitorul meu este, din păcate, cât se poate de adevărat. Nu lucrez în armata română, nu am niciun fel de... În schimb, am un prieten foarte bun și invitatul noastră poate confirma acest lucru. Să vă spun un caz foarte simplu. Pe partea de securizare a datelor și așa, se pot trimite niște anumite formulare și așa mai departe, care țin strict de armată. Gândiți-vă cum este și ca infrastructură, zic, să trimiți un fișier de 30 de megabytes, da? Pe care un om normal îl accesează acasă în, nu știu, 15-20 de secunde, îl downloadează, să dureze de vineri seară până luni încă se downloadează.
Da, în armata din România? Da. Adică într-o unitate militară din România să vadă un fișier de 30... Da, exact. Un fișier de 30 de mega? Da, exact. Nu dau nume, nu vreau să implic pe nimeni, nu dau absolut niciun fel de nume. Este caz cât se poate de real. Deci vorbit undeva vineri după amiază 1-2, hai că ți-l primit. Și venit la muncă înapoi luni dimineață, mai are 30%. Da. Valentin, uite cum facem. Te rog mult, rămâi în telefon, luăm publicitate, ne întoarcem la dialogul cu tine și cu Armand Goșu la România în direct, imediat după publicitate. Avem două minute de publicitate și revenim cu această ediție specială România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Apropo că tot vorbeam, da, la 18 după jurnal, ediție specială de Piața Victoriei cu acuzațiile la adresa generalului Ciucă, acuzat de plagiat. Chiar scria cineva pe Facebook că, domnule, ce coincidență că în plină criză militară și energetică. Da, nu-i mai, nu mai fiți suspicioși la adresa jurnaliștilor, că nu asta e tema, când și cum a apărut chestiunea asta, ci faptul că avem niște semne de întrebare asupra acestui plagiat, asupra acestei teze de doctorat. Generalul Ciucă spune că a făcut totul în conformitate cu prevederile legale de la data la care și-a făcut teza. Am vrut să dau asta, diseară mai multe detalii. Eu sunt cu Armand Goșu, am prelungit această ediție de România în direct. La telefon este Valentin. Salutare! Salut, spusese întâmplarea dintr-o unitate militară din România că, mă rog, durează mult să dai jos 30 de mega. Spune-mi, până la urmă, uite, și te întrebăm direct, credința ta este că ar putea fi un război în această zonă estică a Europei? Din păcate, mă tem că da. În urma anexării Crimeei, Europa și NATO nu au făcut nimic. Eu vă pot pune un mic exercițiu de imaginație. Eu ce aș face ca NATO ar fi așa. Voi nu faceți exerciții militare acolo? Ok, nu faceți, nu vreți să intrați? Nu, noi nu intrăm. Avem 100.000 de oameni, pe Rusia îi costă enorm ca să țină acei oameni mobilizați cu resurse, cu benzină, cu mâncare, cu toate cele, să facă acele exerciții. Este clar asta. O
din punctul ăsta de vedere fac o problemă că nu ar ține atâția oameni și ar mobiliza atâția oameni și ar face atâtea exerciții militare fără un scop. Acum, după ce termin, îmi rog și invitatul să-mi răspundă ce crede în privința asta. Eu, din punctul meu de vedere, ce aș face, poate suna foarte stupid, dar ce aș face, eu ca NATO aș face următorul lucru. Aș lua 1000 de militari și aș zice că sunt în vacanță pe frontul la invitația. Așa, chiar și cu agenție de turism. Așa. La invitația colegilor ucrainieni. Mă rog, colegilor de armată, da. Ucrainieni, și sunt în plimbare acolo, fără mobilizare de armament major sau așa, 1000 de militari dispersați peste tot. Da. Noi nu avem tranșea acasă, vrem să vedem cum arată. Și suntem aici, cât suntem? Nu știm, stau. Dar chiar așa, armangoșul. Care ar putea descuraja, păi dacă trageți un foc și mi-a omorât unul din NATO, ne cam certăm. Ce ziceți de această idee? Chiar așa, reformulez eu întrebarea. De ce nu trimite NATO trupe acolo în mod direct? Dar nu trupe. Nu trupe, militari. Pot să zic că sunt militari, vin fără armament, vor să vadă cum este un front. Sunt un schimb de experiență, putem să zicem. Simplu. Și dau oficial către Rusia, uitați, da. Avem un schimb de experiență. Să luăm un răspuns, că e o noimă întrebarea asta, Armangoș. Eu cred că nu trebuie procedat așa, pentru că am procedat exact ca rușii. Ideea este că noi suntem occidentali, suntem diferiți decât rușii, avem reguli, avem legi pe care le respectăm și în litera și în spiritul lor. Mai mult decât atât, aș merge forțând puțin nota, să spun că rușii au nevoie de astfel de provocări. Rușii țin acolo, într-adevăr, are dreptate Valentin, că e foarte scump să ții luni și luni întregi, costă să ții armată pe graniță, tehnică de luptă, să o muți de colo-colo. Dar ce vreau să rețineți, că e foarte important și mi-e teamă că ăsta este scenariu. Rușii caută un pretext. Rușii vor o provocare. Dacă nu o găsesc, o creează ei. Ori un mic incident, rușii au nevoie de un mic incident care după aia propagandistic, mediatic, să-l crească în amploare și ca să legitimeze o intervenție rusească. Ori noi tocmai că logica în care funcționează Occidentul și NATO e că nu trebuie să oferim Rusiei această provocare. Va fi decisiv. Ultimatoarele săptămâni, 3-4 săptămâni vor fi decisive. Totul se va juca între, nu știu, ziua, azi, mâine, poimâine. Așteaptă Lavrov, spunea că trebuie să-i răspundă în scris NATO, da, și Statele Unite la propunerile din 17 de decembrie, deci... și prima săptămână sau, zice, mijlocul lunii februarie, când are loc Olimpiada de la Beijing. De ce amintiți-vă Olimpiadele. De ce e important Olimpiada? Da. Olimpiada tot Beijing, dar Olimpiada de vară, amintiți-vă, august 2008, războiul din Georgia, tot la deschiderea Olimpiadei. Luați și acum că e... Spre altă parte, nu? Păi lumea se uită în altă parte și atunci... Deci Rusia va lovi când nu te aștepți. Rusia va lovi unde nu te aștepți și când nu te aștepți. Și de ce ziceți că nu ar descuraja? Din moment ce trimit un comunicat oficial, vezi că am... oameni în pregătire, nu sunt înarmați, că ziceați că dumneavoastră ziceați că rușii trebuie un piculeț intimidat ca să poți să negociezi cu ei. Bun, sunt de acord. Bun, și în momentul în care spun că am trimis 1000 de militari pe tu nu știu unde, sunt în vizită, da? Îi trimit neînarmați. Considerați că Rusia n-ar putea să... Bă, dacă îmi puși cu unul de-al lor... Cum să trimit militari nenarmați într-un teatru de operațiuni militare? Sună foarte stranie propunerea dumneavoastră. Da. Unu, doi, da, occidentalii stranie, să știți că evită să calce, să încalce Carta NATO-Rusia din 97. Tocmai asta e amenințarea americană. Că voi, dacă atacați Ucraina...
noi atunci renunțăm la carta NATO-Rusia. Ori doar renunțând la carta NATO-Rusia din 97, noi putem avea soldați americani în număr mare pe aliniamentul pe, okay, să spunem, în România, Bulgaria și pe flancul estic al NATO. Vrea la finalul, mulțumesc tare mult, Valentin, aș vrea la finalul acestei ediții să mai luăm un telefon și poate tragem, apucăm să tragem un minut și de concluzii. Mi-e teamă că ne întoarcem la povestea asta. Radu, salutare! Salutare! Foarte răbdător! Da, mulțumesc de oportunitate, câteva idei am și eu. Prima dintre ele, ar trebui să profilăm mai bine de ce Putin se gândește să facă acțiunea asta acum. Să vedem ce înseamnă ca și context politic, dar mai cu seamă ce înseamnă succesiunea puterii în Rusia și obiectivul lui, pe care l-a precizat în enumerate rânduri, de a distruge NATO. Să vedem ce se întâmplă în Ucraina ca un pas. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, să-l vedem pe Putin ca și geniu geostrateg pregătit de Henry Kissinger. Dacă vedeți articolul din Financial Intelligence, Harald Malgen spune că deja la momentul la care era tânăr talent, el știa puterea adversarilor și intuia cam care sunt mișcările posibile pe tabla de șah. Doi la mână, ca și informație, dacă lucrurile se desfășoară într-un context mai amplu referitor la NATO, obiectivul lui de a desființa NATO, o informație poate interesantă pentru ai noștri e că anul trecut foarte multe din proprietățile din Bulgaria deținute de ruși s-au vândut la 60% din prețul pieței. Asta ar trebui să le dea de gândit. Înseamnă că există un plan A, un plan B, un plan de contingență pentru situația în care lucrurile escaladează. Uh-huh. Apoi, geopolitic, ce ar însemna asta? Tăierea. Ok, astea sunt informații. Tratării trupelor din Rusia către România și juncțiunea Bulgaria-Serbia. Pe de altă parte, ar trebui să vedem politica lui ca și o politică bine argumentată, cu scenarii, scenariu A, scenariu B, și ar trebui să ne vedem noi în contextul ăsta. Adică, legea achizițiilor militare trebuie refăcută de urgență în câteva ore, așa încât să permită achiziția directă sau să permită producția directă de echipamente în România în momentul ăsta, pentru că stăm înfiorător de prost. Doi la mână, cumva ar trebui modificată legislația în ceea ce privește învățământul și mesajele pe care noi le dăm oamenilor de aici în ceea ce privește educația, doctrina istorică și tot restul, care s-au dus pe apa sâmbetei odată cu democratizarea prostiei în țara asta, și cumva să ne protejăm mai bine interesele, gândindu-ne la, iarăși, planuri de acțiune în colaborare cu NATO și planuri de acțiune în situații, Radu, de criză, de urgență. Asta e evaluarea. O concluzie scurtă. Mi-a plăcut modul în care ai văzut lucrurile și ai pus informațiile pe masă. Crezi că va fi un război și, dacă da, de ce tip? E un război posibil în orice formă, pentru că ce face Putin este să testeze cum se mișcă lucrurile. Ori judecând după istoria ultimelor 14 ani, atunci când Putin a mișcat, toți ceilalți s-au mișcat haotic, iar el a câștigat doar din nepregătirea lor, din lipsa de răspuns sau din conjunctura politică în fiecare dintre țările din NATO. Mulțumesc tare mult pentru evaluarea ta, un om care e pasionat de subiect, Armand Goșu. Tragem și noi concluziile, căci această emisiune, mi-e teamă că o să o repetăm, adică... Sper să nu o repetăm persoana... pe curând. Da. Da, eu cred că Radu are dreptate. Putin mizează pe slăbiciunile noastre, pe faptul că noi nu ne asumăm să apărăm valorile în care credem. Da? El spune că Europa e trecut, că sunt niște oameni bătrâni, bolnavi acolo într-un fel de sanatoriu, care lui nu vor crea probleme. De asta poate că nu întâmplător Putin
în acest moment se pregătește să atace Ucraina, pentru că el a tras concluzia după retragerea precipitată a americanilor din Afganistan, că Occidentul nu are ambiția să lupte. Occidentul nu o să-și trimită tineri pe front să lupte, să reziste armatei ruse. Deci să acceptăm că trebuie să luptăm în valorile în care credem și că nu mai e nimic dat așa, nu mai primim nimic de-a gata de la vecini, de la alții. Trebuie să luptăm pentru lucrurile astea. Cu Armand Goșu, expert în spațiu rusesc, profesor la Facultatea de Științe Politice din București, o să vă reîntâlniți cu siguranță în programele Europa FM. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.